Eram încredințat că voi găsi în bucătărie un comisar așteptându-mă ca să mă aresteze. Însă nu numai că nu era niciun comisar acolo, dar nu fusese încă descoperită nicio urmă de furt. Doamna Jo era ocupată până peste cap cu pregătirea casei pentru sărbătoarea din ziua aceea, iar Jo fusese alungat dincolo de pragul bucătăriei pentru a-l ține departe de făraș, un obiect în care soarta îl împingea să calce de fiecare dată, mai devreme sau mai târziu, în timp ce sora mea mătura cu strășnicie podelele locuinței sale. Și tu pe unde naiba mi-ai fost? Fu salutul de Crăciun al doamnei Jo, când eu și conștiința mea încărcată ne făcurăm apariția. I-am răspuns că fusesem jos în sat să ascult colindele. Aha, bun, comentă doamna Jo. Ai fi putut face lucruri și mai rele. Fără nicio îndoială, gândi eu. Poate că, dacă n-aș fi fost nevasta unui fierar și ceea ce este același lucru, o sclavă care nu-și dă niciodată jos șorțul de pe ea, aș fi mers și eu să ascult colindele, urmă doamna Jo. Îmi plac foarte mult colindele și tocmai de aceea nu mi-e dat să aud nici unul. Jo, care se aventurase în bucătărie pe urmele sale după ce fărașul fusese înlăturat din calea noastră, își trecu dosul palmei pe la nas cu un aer împăciuitor în clipa în care doamna Jo îl săgeta cu privirea și, când ea își întoarse ochii, el își încrucișă pe furiș arătătoarele de la ambele mâini, arătându-mi astfel, printr-un semn de al nostru, că doamna Jo era în toane proaste. Dar aceasta era într-atât de starea ei firească, încât Jo și cu mine săptămâni de-a rândul încremeneam cu degetele încrucișate, ca două statui de cruciați. Urma să avem o masă foarte meșugată, constând dintr-un picior de porc marinat, legume și o pereche de pui umpluți la cuptor. O îmbietoare plăcintă cu carne fusese pregătită cu o dimineață înainte, din care cauză nu se observase lipsa cărnii tocate, iar budinca era deja pe foc. Din pricina acestor pregătiri de amploare, ni s-a tăiat, fără prea multă vorbă, gustarea de dimineață, că doar n-am să mă apuc acum să vă îndop ca la un chef în toată legea și apoi să spăl în urma voastră când am atâtea pe cap, așa să știți. Așadar, ni se dădură feliile de pâine să le mâncăm din picioare, de parcă am fi fost 2000 de soldați în marș forțat și nu un bărbat și un copil acasă la ei. Și am băut câteva înghițituri de lapte îndoit cu apă, dintr-un ulcior de pe dulap, cu fețe vinovate, parcă tot timpul cerând iertare. Între timp, doamna Jo puse perdele albe și curate la ferestre, bătu în ținte un nou volan înflorat de-a lungul poliței șemineului, înlocuindu-l pe cel vechi, și descoperi intrarea în salonașul de oaspeți, care nu se deschidea cu nicio altă ocazie, ci petrecea tot restul anului în semi-întunericul răcoros al foiței de staniol, întinse până și asupra celor patru cățeluși bibelou de pe polița de deasupra căminului, fiecare cu nasul negru și cu un coșuleț de flori în bot, și fiecare într-un colț. Doamna Jo era o gospodină care ținea casa într-o curățenie desăvârșită, însă avea un deosebit talent de a face curățenia mai neplăcută și mai imposibilă decât mizeria însăși. Curățenia e soră bună cu Evlavia, iar unii oameni fac la fel cu religiozitatea lor. Sora mea, având atât de multă treabă, nu mergea la biserică decât prin împuterniciți, adică Jo și cu mine eram trimiși în locul ei. În hainele lui de lucru, Jo avea înfățișarea obișnuită a unui fierar bine făcut. În hainele de duminică arăta, în cel mai bun caz, ca o sperietoare de ciori. Nimic din ce îmbrăca atunci nu-i stătea bine, de parcă n-ar fi fost hainele sale, și parcă tot ce purta atunci îl zgâria și îl înțepa. Cu prilejul acestei sărbători, când clopotele începură să bată vesel, ieși din odaia lui,
ca întruchiparea nefericirii în veșmântul complet al penitenței duminicale. În ceea ce mă privește, cred că sora mea avea părerea că eram un mic răufăcător pe care un polițai al nașterilor îl arestase în ziua când venise pe lume și îl lăsase ei pentru a se purta cu el pe măsura măreției legii încălcate. Am fost întotdeauna tratat de parcă eu stăruisem să vin pe lume, în ciuda regulilor înțelepciunii, religiei și moralei și în ciuda părerilor potrivnice ale celor mai buni prieteni ai mei. Chiar și atunci când eram dus să mi se ia măsuri pentru un nou rând de haine, croitorului îi se cerea să mi le facă strâmte ca o uniformă de corecție și cu niciun chip să nu mi se lase libertatea de a mă folosi în voie de mâinile și picioarele mele. Mergând la biserică, Josh și cu mine întruchipam de bună seamă un spectacol mișcător pentru sufletele miloase. Cu toate acestea, ceea ce sufeream în afara casei nu însemna nimic pe lângă ceea ce înduram acum în sufletul meu. Spaimele care puneau stăpânire pe mine, ori de câte ori doamna Josh se apropia de cămară sau când ieșea din odaie, nu se puteau măsura decât cu mustrările de cuget cu care mintea am judecat fapta mâinilor. Sub povara păcatului tăinuit, cugetam dacă biserica ar fi atât de puternică încât să mă ocrotească de răzbunarea cumplitului flăcău în cazul în care aș fi mărturisit totul în acel lăcaș. Îmi încolțise în minte gândul că, după ce se fac strigările de nuntă, când preotul anunță să mărturisim, ar fi tocmai momentul potrivit ca să mă ridic și să cer să stăm de vorbă între patru ochi, în sacristie. Sunt încredințat că aș fi uluit mica adunare a enuriașilor noștri dacă aș fi recurs la o asemenea măsură disperată, pentru că era ziua de Crăciun și nu o duminică oarecare. Domnul Opsel, dascălul de la biserică, urma să ia masa la noi acasă împreună cu domnul Hubble, rotarul și doamna Hubble, cu unchiul Pumblechook, de fapt unchiul lui Joe, dar pe care doamna Joe și-l însușise, care era un negustor de grâne și nutreți cu dare de mână în orașul învecinat și care avea propria sa trăsură. Masa trebuia să înceapă la ora 1:30. Când Joe și cu mine ne-am întors acasă, am găsit masa pusă, pe doamna Joe gata îmbrăcată, mâncarea pregătită, iar ușa de la intrarea din față descuiată, ceea ce nu se întâmpla cu nicio altă ocazie, ca să poată intra musafirii și totul arăta minunat, însă nici acum nu suflă nimeni vreo vorbuliță despre furt. Sosi ora stabilită fără să-mi aducă vreo ușurare în cuget, iar musafirii se înființară. Domnul Opsel, pe lângă nasul său roman și ochelie strălucitoare, în continuarea frunții largi, avea o voce baritonală de care era deosebit de mândru. Într-adevăr, era bine știut printre apropiații săi că, dacă ar fi fost după mintea lui, ar fi putut citi liturghia de l-ar fi dat gata și pe preot. El însuși mărturisea că dacă biserica ar fi fost larg deschisă, cu alte cuvinte ar fi permis întrecerile, el neîndoielnic ar fi făcut carieră. Însă biserica, nefiind larg deschisă, ajunsese doar, cum am spus, un simplu dascăl. O, dar se răzbuna când rostea aminurile răsunător, iar când dădea tonul pentru vreun psalm. Întotdeauna cântând versetul în întregime, se uita mai întâi roată asupra întregii congregații, de parcă ar fi spus: l-ați auzit pe prietenul nostru de sus din Avon, acum faceți-mi onoarea să-mi împărtășiți părerea dumneavoastră despre stilul meu. Întotdeauna eu deschideam ușa musafirilor, lăsând impresia că era un obicei de al nostru să deschidem ușa aceea. Și acum o deschisei mai întâi pentru domnul Opsel, apoi pentru domnul și doamna Hubble, iar la sfârșit pentru unchiul Pumblechook.
Trebuie să menționez că mie nu mi se îngăduia să-i spun unghi, fiind amenințat cu cele mai aspre pedepse. Doamnă Joe, zise unchiul Pumblechook, un om foarte gras, de vârstă mijlocie, cu răsuflarea grea și mișcări încete, cu o gură ca de pește, cu ochi spălăciți și holbați și cu părul de culoarea nisipului, stându-i ridicat drept în creștetul capului, arătând de parcă tocmai s-ar fi înecat cu dumicatul și acum făcea sforțări să-și revină. Ți-am adus în dar de sărbători, ți-am adus, doamnă dragă, o sticlă de sherry și ți-am mai adus, doamnă dragă, o sticlă de vin de Porto. La fiecare Crăciun se prezenta ca și cum ar fi fost o nemaipomenită noutate. Cu exact aceleași cuvinte și purtând cele două sticle ca pe niște haltere. La fiecare Crăciun, doamna Joe îi răspundea cum îi răspunse și acum. Ah, unchiule Pumblechook, ce drăguț din partea dumitale! Și la fiecare Crăciun, el îi replica întocmai ca acum. Meriți cu prisosință! Ei, și sunteți cu toții sănătoși, voinici, dar piciul de două parale ce mai face, adică eu. De sărbători luam masa în bucătărie, după care ne retrăgeam pentru nuci, portocale și mere în salonaj, ceea ce era o schimbare aproape tot atât de neplăcută ca schimbarea hainelor de lucru cu cele de duminică pentru Joe. Sora mea se dovedi din calea afară de vioaie de data aceasta, într-adevăr, de obicei era mult mai drăguță în prezența doamnei Hubble decât în compania oricui altcuiva. Îmi amintesc de doamna Hubble că era o femeie scundă, creață, colțuroasă, îmbrăcată mereu în albastru deschis și care se bucura, în general, de reputația de a fi foarte tânără, pentru că se măritase cu domnul Hubble, nu se știe în ce epocă străveche, pe când era cu mult mai tânără decât soțul ei. Îmi amintesc că domnul Hubble era un bătrân verde, înalt, cu umerii aduși și cu iz de rumeguș, care își ținea picioarele întotdeauna larg desfăcute, astfel încât, când era mic și îl întâlneam pe drum, întotdeauna mă bucuram de o priveliște de vreo câteva mile bune, uitându-mă printre ele. Nu m-aș fi simțit în largul meu între acești invitați, nici dacă n-aș fi prădat cămara, nu pentru că eram înghesuit într-un colț foarte strâmb, acolo unde se sfârșea fața de masă, cu tăblia mesei înfiptă în pieptul și cotul lui Pumblechook, vârât drept în ochii mei, nici pentru că nu mi se îngăduia să deschid gura, oricum nu voiam să vorbesc, nici pentru că eram răsfățat cu vârfurile solzoase ale ghearelor de pasăre și cu acele părți neștiute ale porcului, cu care animalul, pe când era în viață, n-ar fi avut niciun motiv să se laude. Nu, nu toate acestea mă supărau, ci faptul că nu mă lăsau deloc în pace. Păreau să considere că irosesc momentul dacă nu îndreptau discuția asupra mea, împungându-mă când și când cu câte o răutate, iar eu trebuie să fi arătat ca un tăuraș nefericit, într-o arenă de coridă, resimțind foarte adânc toate aceste pișcături morale. Chinul a început din clipa în care ne-am așezat la masă. Domnul Opsel recită rugăciunea, declamând teatral, într-un mod pe care acum l-aș putea categorisi drept o combinație religioasă a atitudinii stafiei din Hamlet cu aceea a regelui din Richard al III-lea și încheind cu foarte nimerită urare de a ne simți cu toții adânc recunoscători. La acestea, sora mea mă pironi cu privirea și spuse cu o voce încărcată de reproșuri. Ai auzit? Să fii recunoscător! Mai ales, zise domnul Pumblechook, să le fii recunoscător, băiete, celor care te-au crescut pe palme! Doamna Hubble clătină din cap și, măsurându-mă cu o privire de parcă ar fi avut trista presimțire că nu o să se aleagă nimic bun de mine, întrebă,
Oare de ce nu sunt tinerii niciodată recunoscători? Această enigmă morală păru covârșitoare pentru toți cei de față, până când domnul Hubble o rezolvă scurt, spunând: „Soi rău!” Și atunci toți murmurară: „Adevărat!” și se uitară la mine într-un fel din calea afară de neplăcut și încărcat de subînțelesuri. Poziția și influența lui Joe erau și mai șterse, dacă se poate imagina așa ceva, când se aflau de față și persoane străine, decât atunci când eram numai între ai casei. Dar de nenumărate ori m-a ajutat și m-a mângâiat cum s-a priceput și întotdeauna făcea la fel când ne aflam la masă, de pildă dându-mi un supliment de sos dacă se servea sos. În ziua aceea aveam sos din belșug, iar Joe îmi puse cu lingura în farfurie aproape o litră. Ceva mai târziu, tot la masă, domnul Opsel reluă predica de la biserică, înăsprind-o puțin și ne împărtăși, desigur, în ipoteticul caz în care biserica ar fi fost larg deschisă, ce fel de predică ar fi ținut el. După ce ne onoră cu vreo câteva idei din cuvântarea preotului, făcu observația că, după părerea lui, subiectul din ziua aceea al predicii fusese prost ales, lucru care era și mai puțin de iertat, adăugă el, când existau atâtea subiecte la îndemână. Iarăși foarte adevărat, sări unchiul Pumblechook. Drept la țintă, domnule, o sumedenie de subiecte la îndemână, firește, pentru cei care știu să pună mâna pe ele. Asta ne lipsește. Nu trebuie să cauți prea departe un subiect dacă ești pregătit să pui mâna pe vreunul. Iar domnul Pumblechook adăugă după un scurt răgaz de meditație: uite, de pildă, porcul. Ăsta da subiect. Dacă vreți un subiect, uitați-vă la porc. Adevărat, domnule, ce de învățăminte pentru tineri, răspunse domnul Opsel, și știam că avea să o întoarcă pentru mine înainte de a continua. Se pot trage dintr-o astfel de predică. Cască bine urechile, îmi spuse sora mea într-o severă paranteză. Joe îmi mai turnă niște sos. Porcii, urmă domnul Opsel, pe cel mai coborât ton al vocii sale și arătând cu furculița spre obrajii mei ca para focului, de parcă mi-ar fi rostit numele mic. Porcii au fost tovarășii celor risipitori. Lăcomia porcului a fost pusă în fața ochilor noștri ca să fie un exemplu pentru tineri. Frumos îți șade, am gândit eu, tocmai tu care ai ridicat în slăv porcul pentru că e atât de gras și de fraged. Ceea ce este demn de dispreț la un porc este cu atât mai mult la un băiat. Sau la o fată, sugeră domnul Hubble. Bineînțeles că și la o fată, domnule Hubble, încuvință domnul Opsel puțin sâcâit, dar nu este nicio fată de față. Fără a mai pune la socoteală, zise domnul Pumblechook, întorcându-se brusc spre mine, de ce trebuie să fii recunoscător când te gândești la el? Căci dacă te-ai fi născut un purcel... Chiar așa a fost, atât cât poate un copil să fie purcel, spuse sora mea. Joe mai dădu niște sos. Da, numai că eu chiar mă refeream la un purcel cu patru picioare, zise domnul Pumblechook. Așadar, dacă te-ai fi născut așa ceva, ai mai fi fost tu aici acum? Nu. Cel mult sub forma asta, zise domnul Opsel, arătând din cap către platou. Dar eu nu mă refeream la această formă, domnule, replică domnul Pumblechook, căruia nu-i plăcea să fie întrerupt. Vreau să spun că nu s-ar mai fi bucurat de compania celor mai vârstnici și mai buni decât el, n-ar mai fi putut trage foloase din discuția lor și nu s-ar mai fi lăfăit, având de toate. Ar mai fi putut? Nu, n-ar mai fi putut. Și care ți-ar fi fost atunci soarta? Se întoarce el din nou spre mine.
Ai fi fost vândut pentru nu știu câți șilingi la prețul la care este cotat articolul pe piață, iar Dunstable, măcelarul, ar fi venit după tine când ai fi stat în paiele tale și te-ar fi înhățat iute sub brațul stâng, iar pe cel drept și l-ar fi strecurat sub haină ca să scoată un cuțit din buzunarul jilecii sale și să-ți verse sângele, curmându-ți viața. Și n-ai mai fi fost ținut ca pe palme atunci, nici o clipă. Joe îmi oferi iară sos, dar mie a fost frică să mai iau. Ți-a dat desigur multă bătaie de cap, doamnă Joe, zise doamna Hubble, compătimind-o pe sora mea. Bătaie de cap? Făcu sora mea ca un ecou. Numai bătaie de cap? Și început să înșire un înspăimântător pomelnic al tuturor bolilor de care mă făcusem vinovat, al tuturor dăților când nu dormisem, al tuturor locurilor înalte de pe care căzusem și al tuturor locurilor joase în care căzusem, al tuturor juliturilor pe care vi le făcusem și al tuturor clipelor în care i-aș dorise să mă vadă în mormânt, iar eu refuzasem cu îndărătnicie să mă duc acolo. Cred că romanii trebuie să fi scos din sărite unul pe altul cu nasurile lor. Probabil că de aceea au devenit poporul fără astâmpări pe care îl cunoaștem. Oricum, nasul roman al domnului Opsel mă scoase din răbdări în timpul relatării nelegiuirilor mele și mi-ar fi plăcut să trag de el așa de tare încât să-l fac să urle. Dar tot ceea ce îndurasem până în momentul acela nu însemna nimic pe lângă groaznicele sentimente care puseră stăpânire pe mine în clipa în care se lăsă liniștea la sfârșitul litaniei surorii mele și în care toată lumea își ațintise cu indignare și dușmănie ochii asupra mea, iar eu mă simțeam cumplit de vinovat. Totuși, zise domnul Pumblechook, aducându-i ușurel pe cei de față înapoi la tema de la care porniseră, porcul privit ca aliment este o bogăție la casa omului, nu-i așa? Să-ți aduc niște brandy, unchiule, se oferi sora mea. Cerule, se întâmplase în cele din urmă. Pumblechook avea să descopere că era slab, avea să spună că e slab, iar eu aveam să fiu pierdut. M-am apucat strâns pe suprafața de masă de piciorul mesei, așteptându-mi sfârșitul. Sora mea se duse după urciorul de piatră, veni înapoi cu el și turnă brandy lui Pumblechook. Nimeni altcineva nu mai ceru. Hainul om se jucă un timp cu paharul, îl ridică de pe masă, îl privi în lumină și îl așeză din nou jos, prelungindu-mi chinurile. În tot acest răstimp, doamna Joe și Joe strângeau grăbit masa ca să facă loc plăcintei și budincii. Nu puteam deslipi ochii de la Pumblechook, continuând să mă țină strâns de piciorul mesei, cu mâinile și picioarele teama, am văzut nemernica făptură plimbându-și în joacă degetele pe pahar, ridicându-l la gură, zâmbind, dându-și capul pe spate și înghițind băutura dintr-o dată. În clipa următoare, musafirii fură cuprinși de o negrăită stupoare, din cauza saltului pe care el îl făcu drept în picioare, învârtindu-se în loc de mai multe ori într-un înspăimântător acces de tuse măgărească și apoi dând buzna pe ușă afară. După aceea putu fi văzut pe fereastră tușind violent și scuipând, schimonosindu-și fața în cele mai oribile chipuri și părând că-și pierduse mințile. M-am încleștat și mai tare de masă, în vreme ce doamna Joe dădu fuga împreună cu Joe la Pumblechook. Nu știam cum reușisem, dar nu aveam nicio îndoială că l-omorâsem. În groaznica mea situație a însemnat o adevărată ușurare când a fost adus înapoi și când, privind cu reproș de jur împrejur la ceilalți, de parcă aceștia nu-i priseră,
s-a prăbușit pe scaunul său cu un ignet lămuritor. Catran! Umplusem urciorul de piatră după ce furasem din brandy, turnând fără să-mi dau seama din sticla cu apă de catran. Știam că o să-i se facă și mai rău în scurtă vreme. Am mișcat masa ca un medium din zilele noastre prin forța strânsorii nevăzute în care o țineam. Catran! Strigă sora mea uluită. Dar cum Dumnezeu a putut ajunge catranul acolo? Însă unchiul Pumblechook, atot puternic în bucătăria aceea, nu mai voia să audă nimic despre acest subiect, alungându-l cu un gest poruncitor din mână și cerând un pungi din gin și apă. Sora mea, care începuse să devină îngrijorător de căzută pe gânduri, fu nevoită să se grăbească să aducă ginul, apa caldă, zahărul și coaja de lămâie, amestecându-le. Cel puțin pentru moment eram salvat. Încă mă mai țineam de piciorul mesei, dar o strângeam acum, profund recunoscător. Treptat am devenit destul de calm ca să-mi descleștez mâinile și să mănânc porția de budincă. Domnul Pumblechook se înfruptă și el din budincă. Toată lumea mâncă budincă. Momentul critic odată depășit, domnul Pumblechook prindea culoare sub binefăcătoarea influență a ginului cu apă. Începusem să cred că voi trece cu bine de ziua aceea când sora mea îi zise lui Joe: farfurii curate, gustările reci. Am reînșfăcat imediat piciorul mesei și am strâns-o tare la piept, de parcă ar fi fost tovarășa copilăriei mele și prietena mea de suflet. Prevedeam ce avea să urmeze și simțeam că, de data aceasta, eram cu desăvârșire pierdut. Trebuie să gustați, zise sora mea, adresându-se musafirilor cu toată drăgălășenia de care era ea în stare. Trebuie să gustați în încheierea mesei din darul minunat și delicios de la unchiul Pumblechook. Trebuia, auzi, nici o nădejde să-l guste. Trebuie să vă spun, zise sora mea, ridicându-se, că este vorba despre o plăcintă, o delicioasă plăcintă cu carne de porc. Musafirii murmurară câteva complimente. Unchiul Pumblechook, conștient că merita recunoștința semenilor săi, răspunse chiar vioi, având în vedere cele întâmplate. Hei, doamnă Jo, facem și noi ce putem, să gustăm o bucată din plăcinta cu pricina. Sora mea ieși să o aducă, i-am auzit pașii îndreptându-se către cămară. L-am văzut pe domnul Pumblechook legănându-și cuțitul în mână. Am zărit pofta de mâncare retezită la viață în nările romane ale domnului Opsel. Am auzit remarca domnului Hubble că o bucată dintr-o gustoasă plăcintă cu carne de porc e tot ce poate fi mai bun și că nu va pica greu nimănui. Și l-am auzit pe Joe șoptindu-mi: o să primești și tu, Pip. Niciodată n-am știut sigur dacă am scos un țipă de groază doar în mintea mea sau de adevăratelea în auzul celor de față. Am simțit că nu mai puteam rezista și trebuia să fug. Am dat drumul piciorului mesei și am rupt-o la goană. Dar n-am ajuns mai departe de ușa casei, unde aproape că m-am repezit cu capul înainte într-un grup de soldați, înarmați cu puști, unul dintre ei întinzând o pereche de cătușe spre mine și zicând: aici este! Atenție! Hai! Apariția unui șir de soldați, lăsându-și cu zgomot patul puștilor încărcate pe treptele casei noastre, îi făcu pe mesen să se ridice buimăcit și pe doamna Jo, care venea din bucătărie cu mâinile goale, să holbeze ochii și să-și curme brusc văicăreala uluită. Doamne Dumnezeule mare, ce s-a întâmplat cu plăcinta? Sergentul și cu mine intraserăm în bucătărie, iar doamna Jo rămăsese privind încremenită. La această bruscă răsturnare de situație,
Am început să-mi vin în fire. Sergentul care-mi vorbise se uita acum la fiecare dintre musafiri, pe rând, parcă invitându-i, ținând cu mâna dreaptă cătușele întinse și mâna stângă pe umărul meu. Îmi cer iertare, doamnelor și domnilor, zise sergentul, dar așa cum i-am spus la ușă acestui șmecheraș, de fapt nu-mi spusese nimic, sunt în urmărirea cuiva în numele maestății sale și îl caut pe fierar. Și mă rog, de ce îl cauți pe el? Ripostă sora mea luând foc imediat la vestea că avea cineva treabă cu Joe. Doamnă, răspunse politicos sergentul, dacă ar fi să vorbesc după mine, aș răspunde că pentru a avea cinstea și plăcerea de a face cunoștință cu soția lui. Vorbind însă în numele maestății sale, răspund că am o mică problemă de rezolvat cu el. Aceste cuvinte fură întâmpinate ca o plăcută dovadă de fermitate a sergentului, într-atât încât domnul Pumblechook exclamă cu putere: bine zis! Vezi, dumneata, fierarule, urmă sergentul, care între timp îl descoperise din ochi pe Joe, am avut un necaz cu astea și am văzut că înguietarea uneia dintre ele nu funcționează bine, iar legătura dintre inele nu se face cum trebuie. Întrucât avem nevoie de ele imediat, te rog să arunci un ochi să vezi despre ce e vorba. Joe își aruncă ochii asupra cătușelor și declară că reparația cerea aprinderea cuptorului din fierărie și că avea să dureze aproape 2 ore, cel puțin. Așa? Atunci o să te apuci de treabă numai decât, fierarule, zise sergentul netulburat, căci e vorba de slujirea maestății sale. Iar dacă oamenii mei îți pot da vreo mână de ajutor, or să o facă. Cu acestea își chemă oamenii care intrară cu toți în bucătărie, unul după altul, lăsându-și armele grămadă într-un colț. Apoi rămaseră în picioare, cum fac în general soldații, care cu mâinile încrucișate în față, care sprijinindu-se pe un picior, care rezemându-se cu număr de perete, care lărgindu-și puțin centiroanele și curelele genților cu muniție, care deschizând ușa ca să scuipe cu putere în curte, peste caii lor înalți. Am privit la toate acestea fără să-mi dau seama că le vedeam aievea, căci eram mor de frică. Dar începând să pricep că acele cătușe nu erau pentru mine și că atenția alor casei se îndreptase asupra militarilor, iar plăcinta fusese dată uitării, am reușit să-mi adun și mai bine gândurile împrăștiate. Îmi spuneți, vă rog, cât este ceasul? Zise sergentul către domnul Pumblechook, ca unui om a cărui experiență negustorească de a cântări îndreptățea judecata că era precizia întruchipată. Tocmai a trecut de 2:30. Nu-i rău, zise sergentul chipzuind, chiar dacă sunt silit să mă opresc aici aproape 2 ceasuri, tot o să meargă. Cam ce distanță îți socotiți că ar fi de aici de la dumneavoastră până la Mlaștină? Mai puțin de 1 milă, aș zice eu. Chiar 1 milă, zise doamna Jo. Merge. O să începem încercuirea pe înserat, cu puțin înainte de asfințit, așa sună ordinul meu. Merge. Pușcăriaș, sergent, întrebă domnul Opsel, de parcă ar fi fost de la sine înțeles. Da, răspunse sergentul. 2. Se știe aproape sigur că sunt încă în Mlaștină și că nu vor încerca să fugă de acolo înainte de asfințit. A văzut careva de aici ceva în legătură cu asta? Cu toții, în afară de mine, răspunseră nu, cu tărie, dar pe mine nu mă băga nimeni în seamă. Ei bine, continuă sergentul, o să se trezească prinși ca într-un clește. Cel puțin așa am de gând și mai curând decât își închipuie. Hai, fierarule, când ești gata, e gata și maestatea sa. Joe își scosese haina, vesta și cravata, își pusese șorțul de piele și trecuse în fierărie.
Unul dintre soldați deschisese ferestrele de lemn, un altul aprinsese focul, un altul sufla din foale, iar ceilalți stăteau în jurul cuptorului care curând începu să duduie. Atunci Joe începu să bată cu ciocanul și să zângăne și iar să bată cu ciocanul și să zângăne, în vreme ce ne uitam cu toții la el. Interesul pentru apropiata hăituială nu numai că absorbi atenția tuturor, ci o făcu pe sora mea mult mai darnică. Scoase din butoi o carafă de bere pentru soldat și pofti pe sergent să bea împreună un pahar de brandy. Însă domnul Pumblechook zise tăios: „Dați-i vin, doamnă, garantez că în vin nu-i catran.” Așadar, sergentul îi mulțumi surorii mele și îi spuse că de vreme ce el prefera băutura fără catran, ar fi vrut niște vin, dacă nu era cu supărare. Când i se aduse vinul, el ridică paharul în sănătatea maestății sale, adăugând și câteva urări de sărbători, apoi îl dădu pe gât dintr-o înghițitură, plescăind din buze. „Bună marfă, nu-i așa, sergent?” zise domnul Pumblechook. „Să vă spun ceva,” răspunse sergentul. „Bănuiesc că dumneavoastră ați făcut rost de marfa aceasta.” Domnul Pumblechook, cu un râs gros, întrebă: „Chiar așa? De ce?” „Pentru că,” răspunse sergentul, bătându-l prietenește pe umăr, „dumneavoastră sunteți un om care știe ce-i bun.” „Ha, credeți?” făcu domnul Pumblechook cu același râs de dinainte. „Mai luați un pahar?” „Împreună cu dumneavoastră, amândoi deodată,” răspunse sergentul. „Să ciocnim buza paharului meu de piciorul paharului dumneavoastră, acum piciorul paharului dumneavoastră de buza paharului meu, să sune odată, să sune de două ori, cea mai plăcută muzică. În sănătatea dumneavoastră să trăiți 1000 de ani și să vă bucurați întotdeauna de lucrurile bune așa cum faceți și astăzi.” Sergentul își goli din nou paharul și păru dispus să mai bea unul. Am băgat de seamă că domnul Pumblechook, în avântul ospitalității sale, părea să fi uitat că vinul ni-l făcuse nouă cadou, căci smulse sticla din mâna doamnei Jo și își luă de plină libertate de a o goli într-o revărsare de veselie. Până și eu primi puțin și fu atât de generos încât, când cea din tâi sticlă se isprăvi, o ceru și pe cealaltă, din care împărți cu aceeași dărnicie. Privindu-i în timp ce stăteau strânși ciorchine în jurul cuptorului din fierărie, petrecând cu atâta voie bună, m-am gândit ce cumplit era că sarea și piperul petrecerii lor era prietenul meu, fugarul din Mlaștini. Nu se distraseră nici pe sfert atât de tare înainte ca atmosfera să fie înviorată de povestea urmăririi lor. Iar acum, când își închipuiau cu toții plin de însuflețire cum aveau să fie prinși cei doi nemernici, în vreme ce foalele parcă pufneau după fugari, focul parcă se ațăța pentru ei, fumul parcă se grăbea să-i urmărească, Joe parcă bătea cu ciocanul și zângănea anume pentru ei, și în vreme ce flacăra ba se înălța, ba scădea, toate umbrele mohorâte de pe pereți parcă tremurau, amenințându-i pe cei doi, iar scânteile de fier înroșit săreau și mureau, mie mi se părea că după amiaza palidă de afară, care în închipuirea mea era și ea copleșită de milă, pălise din pricina lor, vieții năpăstuiți. În sfârșit, Joe își termină lucrul, iar zângănitul și vuietul se opriră. Pe când își îmbrăca din nou haina, prinse curaj și propuse ca vreo câțiva dintre noi să meargă împreună cu soldații și să vadă cum se va sfârși urmărirea. Domnul Pumblechook și domnul Hubble refuzară chipurile, dorind să fumeze o pipă în compania doamnelor. Dar domnul Opsel spuse că ar merge, dacă și Joe avea să meargă.
Joe zise că el ar vrea și m-ar lua și pe mine dacă doamna Joe ar încuvința. N-am fi fost în veci lăsat să mergem, pot să bag mâna în foc, dacă doamna Joe n-ar fi fost atât de curioasă să știe totul și să afle sfârșitul întregii povești. Astfel stând lucrurile, ea îi puse doar atât în vedere lui Joe. Dacă aduci băiatul înapoi cu capul făcut zob de vreo muschetă, să nu aștepți de la mine să îl pun la loc. Sergentul își luă politicos rămas bun de la doamna Joe și se despărți de domnul Pumblechook ca de prietenul său. Cu toate că mă îndoiesc că dacă ar fi stat pe uscat, ar fi fost la fel de sensibil la meritele acestui gentleman cât s-a arătat a fi când a fost vorba de udătură. Oamenii lui și-au luat puștile și s-au încolonat. Domnul Opsel, Joe și cu mine primirăm ordinul strict de a rămâne în coadă și de a nu mai scoate un cuvânt odată ce vom fi ajuns la mlaștini. Când ne-am trezit cu toții în aerul rece de afară și ne-am pus hotărât în mișcare spre ținta noastră, i-am strecurat la ureche lui Joe o șoaptă trădătoare. Nădăjduiesc, Joe, că nu o să-i găsim. Iar Joe îmi șopti la rândul său: aș da un shilling să știu că și-au croit deja un drum și au fugit, Pit. Nu ni s-a mai alăturat niciun gură cască din sat, căci vremea era mohorâtă și amenințătoare. Drumul pustiu, mersul anevoios, se lăsa întunericul, iar oamenii aveau câte un foc bun înăuntrul caselor, în jurul căruia sărbătoreau Crăciunul. Câteva chipuri se grăbiră să se arate la ferestrele luminate și să se uite după noi, dar nu ieși niciunul afară. Am trecut de stâlpul indicator și am ținut-o drept către cimitir. Acolo ne-am oprit pentru câteva minute la un semn cu mâna al sergentului, iar vreo doi sau trei oameni s-au împrăștiat printre morminte, cercetând locul și, de asemenea, portalul bisericii. Se întoarseră fără să fi găsit ceva, după care pornirăm spre inima mlaștinii, ieșind pe poarta laterală a cimitirului. O lapoviță nesuferită, mânată de vântul dinspre răsărit, început să ne izbească drept în față, iar Joe mă luă în cârcă. Acum, odată ce ne aflam în pustietatea înfricoșătoare, pe unde lor nici nu le dădea prin minte că trecusem cu vreo 8 sau 9 ore mai devreme și îi văzusem pe amândoi fugarii ascunzându-se, m-am gândit pentru prima oară cu o groază de nespus că dacă aveam să-i înconjurăm, pușcăriașul meu va crede că eu îi adusesem pe soldați acolo. Mă întrebase dacă eram un împielițat de trădător și îmi spusese că n-aș fi fost altceva decât un pui de copoi însetat de sânge dacă m-aș fi alăturat celor care îl hăituiau. Oare nu avea să creadă că eram deopotrivă un împielițat, gata să înșele și un pui de copoi și că îl trădasem? Însă nu mai avea niciun rost să-mi pun această întrebare. Mă aflam deja acolo, în cârca lui Joe, și tot acolo se afla și Joe, sărind peste șanțuri ca un vânător și îndemnându-l pe domnul Opsel să nu se poticnească în nasul lui roman și să țină pasul cu noi. Soldații mergeau înainte, înșirați pe o linie, acoperind o arie destul de largă, păstrând oarecare distanță între ei. Străbăteam mlaștinile în direcția pe care apucasem și eu la început și de la care mă abătusem din pricina ceții. Acum ceața fie nu se lăsase încă, fie o risipise deja vântul. În strălucirea stinsă și roșiatică a asfințitului, fanalul, spânzurătoarea, întăriturile fortului și malul celălalt al râului se vedeau ca în palmă, deși înmuiate toate într-o culoare apoasă și plumburie. Cu inima bătându-mi ca un ciocan într-o fierărie, cocoțat pe umerii largi ai lui Joe, mă uitam în toate părțile ca să descoper vreo urmă de pușcăriaș. Nu vedeam nimic, nu auzeam nimic.
Domnul Opsăr mă băgase de vreo câteva ori în sperieț cu pufnelile și respirația lui grea, dar mă obișnuisem cu acest zgomot și acum îl puteam deosebi de cele ale țintei urmărite. Am tresărit îngrozit când mi s-a părut că aud pila încă hârșâind, dar era numai talanga unei oi. Oaia s-a oprit din păscut și s-a uitat sfioasă la noi, iar suratele din jurul ei, ferindu-și capetele de vânt și de lapoviță, ne-au țintuit cu privire piezișă de parcă ne-ar fi socotit pe noi răspunzător pentru pacostea aceea de vreme. Dar, în afară de aceste lucruri și de tremurul asfințitului din fiecare fir de iarbă, nimic nu tulbura încremenirea lugubră a mlaștinilor. Soldații continuau să înainteze către vechiul fort, iar noi îi urmam la mică distanță, când toți deodată ne-am oprit, căci ajunsese până la noi, purtat de aripile vântului și ale ploii, un strigăt prelung. Acesta se repetă. Venea de la mare depărtare dinspre răsărit, dar se auzea lung și tare. Ba nu, păreau să fie două sau trei glasuri înălțate deodată, dacă erai în stare să deslușești ceva în amestecul acela nedeslușit de sunete. Auzind acest strigăt, sergentul își chemase oamenii aflați aproape de el și ținea sfat cu ei cu voce joasă, când Joe și cu mine venirăm lângă ei. După ce mai ciulirăm urechile încă o dată și Joe, care deslușise bine strigătele, și domnul Opsăl, care nu le deslușise, ajunseră la aceeași concluzie. Erau mai multe glasuri. Sergentul, om dintr-o bucată, ordonă să nu se răspundă niciun fel strigătului și schimbă planul de bătaie astfel încât oamenii lui să înainteze către locul cu pricina din două părți deodată, în pas alergător. Prin urmare, am luat-o la dreapta, către răsărit, iar Joe porni atât de iute încât a trebuit să-l strâng cu toată puterea ca să mă țin în spinarea lui. Era o adevărată întrecere, sau cum o numi Joe în singurele vorbe pe care le mai rosti, pe toată durata ei, o vânturare. Coborând și urcând maluri, sărind peste zăgazuri și afundându-ne în șanțuri, croindu-ne drum printre tufele de mărăcini, nimănui nu-i păsa pe unde o lua. Pe când ne apropiam de locul de unde se striga, devenea din ce în ce mai limpede că nu striga un singur glas. Uneori păreau să se oprească și atunci și soldații se opreau. Când izbucneau din nou, soldații porneau mai repede ca înainte, iar noi după ei. După un timp, ajunserăm atât de aproape încât auzirăm o voce strigând: "Ucigașule!" și cealaltă: "Pușcăriași! Evadați! Gărzi! Pe aici, la pușcăriași și fugari!" Apoi, ambele voci păreau că se înăbușă într-o încleștare ca după aceea să izbucnească din nou. Iar când mai auziră și asta, soldații țâșniră, fugind ca niște cerbi. La fel și Joe. Sergentul era în frunte. Când ajunseră foarte aproape, zgomotele încetară ca prin farmec. Doi dintre soldați îl urmau pe sergent, nedezlipiți de el. Armele lor erau încărcate și duse la ochi în poziție de tragere, când apărurăm și noi ceilalți. "Aci sunt amândoi," gâfâi sergentul, luptându-se într-un șanț. "Predați-vă, fiare sălbatice, afurisite! Hai, despărțiți-vă!" Apa era vânzolită cu îndârjire, noroiul sărea în toate părțile, răbufneau înjurături, se cărau pumni, până când mai mulți soldați coborâră în șanț ca să-l ajute pe sergent și îi scoaseră târâși, despărțindu-i pe pușcăriașul meu și pe celălalt. Amândoi sângerau și horcăiau, înjurau și se zbăteau. Bineînțeles, îi recunoscusem pe amândoi de la prima privire. "Țineți minte!"
zise pușcăriașul meu, ștergându-și sângele de pe față cu mâneca sa zdrențuită și scuturându-și degetele de smocurile de păr smulse celuilalt. Eu l-am prins, eu vi-l predau. Țineți minte treaba asta. Nu înseamnă mare lucru, la ce bun să ținem minte, zise sergentul. Nu o să-ți ajute prea mult, omule, căci sunteți amândoi în aceeași oală. Aduceți cătușele. Nu mă aștept să-mi prindă mie bine, nu vreau să-mi facă mai bine decât îmi face acum, zise pușcăriașul meu râzând cu poftă. Eu l-am prins, iar el o știe. Asta e destul pentru mine. Celălalt pușcăriaș era pământiu la față și pe lângă vânătăile vechi de pe obrazul stâng, acum părea sfâșiat și rănit peste tot. Nu-și putu recăpăta răsuflarea și să vorbească decât în clipa în care amândoi fură încătușați, dar continuă să se sprijine de un soldat ca să nu cadă. Ia aminte, soldat! A încercat să mă omoare! Acestea fură primele sale cuvinte. Am încercat să-l omor, zise pușcăriașul meu plin de dispreț. Am încercat și n-am făcut-o. L-am prins și vi l-am predat, asta am făcut. Nu doar că l-am împiedicat să iasă din mlaștin, dar l-am și târât până aici. L-am târât înapoi toată distanța asta. Dumnealui este un gentleman, dacă nu vă e cu supărare, nemernicul ăsta de aici. Dar acum pontoanele și-au recăpătat gentlemanul cu ajutorul meu. Să-l omor, nici nu merita osteneala să-l omor. Câtă vreme puteam să-i fac mult mai mult rău și să-l trag înapoi până aici. Celălalt gâfâia în continuare. A încercat să mă omoare, fiți martori. Uite ce e, zise pușcăriașul meu către sergent. Neajutorat de nimeni am șters-o de pe vasul deținuților, mi-am tăiat o trapă în burta lui și am șters-o. Aș fi putut să o șterg la fel și din mlaștinile astea furisite și înghețate. Uită-te la piciorul meu, n-ai să vezi nici urmă de fier pe el. Da, aș fi făcut-o, dacă n-aș fi descoperit că mai era și el pe aici, să las să fie liber. Să lasă să se folosească de mine ca de o nealtă, iar și iar, încă o dată. Nu, chiar de-ar fi fost să mor în groapa asta. Și aici arătă spre șanț cu o mișcare largă a mâinilor sale încătușate. În ultima clipă de viață tot m-aș fi încleștat de el de l-ați fi găsit negreșit prins în strânsoarea mea. Celălalt pușcăriaș, care în mod vădit era îngrozit de tovarășul său, o repetă. A încercat să mă omoare. Aș fi fost mor dacă n-ați fi venit voi. Minte, zise pușcăriașul meu cu o sălbatică îndârjire. E un mincinos din născare și o să moară tot un mincinos. Uitați-vă la mutra lui. Nu se citește limpede pe ea? Hai, să se uite în ochii mei. Îl poftesc să o facă, dacă are curaj. Celălalt, sforțându-se să rânjească baciocoritor, cu toate că nu reuși să-și stăpânească nervii cât să-i dea gurii sale o expresie lămurită, se uita când la soldați, când peste mlaștini, când în sus spre cer, dar, fără nicio îndoială, nu privea către cel ce vorbea. Îl vedeți? Continuă pușcăriașul meu. Vedeți ce nemernic e? Îi vedeți ochii ăștia de om de nimic care dă din colț în colț? Așa s-a uitat și la proces când am fost judecați amândoi. Niciodată nu s-a uitat la mine? Celălalt, mușcându-și necontenit buzele uscate și rotindu-și neîncetat ochii, ba în jurul lui, ba în depărtări, îl privi în cele din urmă pentru o clipă pe vorbitor, spunând: N-am ce să văd la tine! Cu o cheadă cumva în zeflemea către mâinile încătușate. În momentul acela, pușcăriașul meu păru că turbează de-a dreptul de furie neputincioasă și, dacă nu l-ar fi ținut soldații, s-ar fi năpustit asupra lui. Nu v-am spus eu, zise atunci celălalt pușcăriaș, că m-ar fi omorât dacă ar fi putut?
Și toată lumea a putut să vadă că tremura de frică și că pe buze îi se iviseră niște stropi ciudați de spumă albă ca fulgii de zăpadă. Gata cu vorbăria, zise sergentul, aprindeți torțele. În timp ce unul dintre soldați care căra un coș în loc de pușcă în genunche să-l deschidă, pușcăriașul meu privi pentru prima oară la cei din jurul lui și dădu cu ochii de mine. Coborâsem din spinarea lui Joe când ajunseserăm pe marginea șanțului și nu mai făcusem nicio mișcare de atunci. M-am uitat la el cu înflăcărare când mă fixă și am dat ușurel din mâini, clătinând din cap. Pândise momentul să-i prind privirea ca să încerc să-l asigur de nevinovăția mea. Nu mi-era deloc limpede dacă mi-a priceput intenția, căci mi-a aruncat o privire pe care n-am înțeles-o, totul s-a petrecut într-o singură clipă. Însă și de s-ar fi uitat la mine un ceas sau o zi întreagă, chipul lui nu mi s-ar fi părut mai cu luarea minte ca în clipa aceea. Soldatul cu coșul scăpără curând amnarul și aprinse vreo 3 sau 4 torțe, una pentru el și celelalte pentru restul tovarășilor săi. Fusese aproape întuneric mai înainte, dar acum se întunecase de-a binelea și nu peste multă vreme avea să fie beznă de plină. Înainte să plecăm din locul acela, 4 soldați așezați în cerc traseră câte 2 focuri în aer. Îndată după aceea am văzut și alte torțe aprinzându-se în depărtare înapoi a noastră și altele în mlaștină de partea cealaltă a râului. În regulă, zise sergentul, să mergem. Nu făcurăm decât vreo câțiva pași când 3 tunuri își sloboziră încărcătura pe deasupra capetelor noastre cu așa un bubuit de mi se păru că împlesnește ceva înăuntrul urechii. Sunteți așteptați pe vas, zise sergentul către pușcăriașul meu. Au aflat că veniți. Nu rări pasul, omule, ține-te aproape. Cei 2 erau duși la o oarecare distanță unul de altul, înconjurați de câte un grup de paznici. Acum îl țineam pe Joe de mână, iar el purta una din torțe. Domnul Wopsle ar fi vrut să ne întoarcem acasă, dar Joe era hotărât să rămână până la sfârșit. Așa că am continuat să mergem cu ceilalți. Pășeam de acum pe un drum destul de bun, care în cea mai mare parte se ținea de firul apei, abătându-se doar din când în când, încrucișându-se cu vreun șanț, care avea pe marginea lui câte o moară de vânt, micuță și un stăvilar înecat de noroi. Când priveam în jurul meu, puteam vedea celelalte lumini venind după noi. Torțele pe care le purtam atunci aruncau pete mari învăpăiate pe cărare și mi se părea că le văd și pe acestea fumegând și pâlpâind. În rest, nu deslușeam nimic prin bezna groasă. Făcliile încălzeau aerul din jurul nostru cu vâlvătaia rășinei lor, iar cei 2 prizonieri păreau bucuroși de acest lucru, în vreme ce șontâcăiau înconjurați de puști. Nu puteam merge prea repede, căci amândoi șchiopătau. De altfel, erau atât de vlăguiți încât de vreo 2 sau 3 ori a trebuit să ne oprim ca să-și mai tragă sufletul. După aproape o oră de mers, am ajuns la o baracă grosolană din lemn, lângă un debarcader mic. În baracă era o santinelă care ne ceru parola. Sergentul îi răspunse. Apoi am intrat. Înăuntru duhnea tutun și avar ud, ardea un foc bun și se vedeau o lampă, un rastel cu puști, o tobă și un lung cadru de pat din lemn ca un uriaș storcător de rufe fără calandru, în care puteau încăpea 12 soldați odată. Cei 3 sau 4 soldați care stăteau întinși pe el, înveliți cu mantalele lor, nu se arătară foarte interesați de sosirea noastră. Își ridicară doar capetele, aruncându-se niște priviri somnoroase, după care se culcară la loc. Sergentul întocmi un soi de raport, însemnă ceva într-un registru și apoi deținutul, pe care eu l-am numit celălalt pușcăriaș, fu ales să plece împreună cu pasnicii săi, cel dintâi la vas.